uitați, este noua aplicație. Partea care văd doar pensii noștri, momentan nu este publică. Am lansat, am făcut câteva share-uri din ea, dar sper să prindă să vă facă și vă să înțelegeți mai multe despre tot ce se întâmplă. Cu ce trebuie să Metrics? Se face analize SEO, monitorizează cuvintele în Google, culege și interpretează date din Google Analytics, din Facebook, social media, analizează concurența și pentru câteva chestii. Am vrut să simplificăm datele din Analytics la nivel basic. Să prezentăm câteva informații de bază pentru care lumea, momentan, raportările de bază nu pun accent, adică se uită doar la vânzări, la sursele de trafic și cam atât. Mai rar la conversie, dar nu se uită la device-ul care convertesc și așa mai departe. Și trenduri, adică aici dacă ne uităm la trendul respectiv, putem să vedem trafic crescut de pe tabletă, dar cel mai mare și de pe mobil. Sunt probabil la un dat trebuie să mergem la zona respectivă. Poți monitoriza evoluția pe ansamblu a vizibilității tale în Google. Și totodată să măsori, să monitorizezi liste de cuvinte cheie. Încă sunt firme care își monitorizează 30-50 de cuvinte cheie per general. Sunt foarte puține aplicații care te lasă să-ți faci liste pe, adică dacă monitorizezi categoriile de produse pentru care vrei să ranchezi. Aici vezi un overall general. Momentan facem tracking-ul și raportarea la 24 de ore. Monitorizăm impactul cuvintelor cheie asupra landing page-ului. Dacă nu provided, știți despre ce este vorba, nu încercăm să trecem de el. Încercăm să luăm datele din Analytics legate de traficul organic, știm pe ce pagină ranchează un cuvânt și vedem dacă pagina respectivă face bani sau nu. Dacă cuvântul respectiv în Google ne ajută sau nu. Direct financiar. Care se vede? Din trafic organic, vânzări generate, conversie și dacă avem setate goțuri, ne arată și treaba asta. Cum spuneam, monitorizăm performanța cuvintelor asupra unui landing page. Din motive de confidențialitate pentru clienți, am furat cuvintele și landing page-urile, dar arătăm ce se întâmplă. Pozițiile, ce s-a întâmplat ultima dată, când s-a întâmplat ultima modificare. Și banii care face pagina respectivă. Dacă aici avem de două ori, înseamnă că este homepage. Aranca pentru două cuvinte, Analytics ne dă aceeași valoare, deci profeșăm și noi. Și vezi ce se întâmplă. Deci mergem la detaliu, pentru că fiecare cuvânt poate să urmărești evoluția lui detaliată. Și vezi la nivelul cuvântului ce face trafic organic, nu înseamnă tot, mai ales numai la din urmă. Vezi ce s-a întâmplat, cât s-a generat, ce s-a întâmplat cu listele respective. Chiar dacă monitorizezi un grup de cuvinte, un cuvânt și ai câștigi anumite poziții în Google, ești pe prima pagină. Dar dacă landing-ul respectiv îți face bounce-uri, dacă ai un exit mare, dacă lumea nu stă pe site, înseamnă că nu are rost să te ocupi de cuvântul respectiv. Aia e sugestia mea cu acest CV. Partea la fel banii și evoluția lui pe zile. Când a fost ultima verificare și când a fost ultima schimbare de poziție. Tot la nivel de cuvânt cheie putem să adăugăm 5 concurenți pentru a vedea cum te poziționezi față de ei. Fiecare magazin, vorbesc mult de zona e-commerce, te spune am 3 concurenți. Liderul de piață și încă 2. Ei, nu e adevărat. Când e vorba de SEO sau de, și de PPC, tu concurezi pe căutări la cuvinte cheie. Ori pe fiecare cuvânt cheie sau pe 100 de cuvinte cheie, posibil să ai 500 de concurenți diferite. În aplicația noastră poți să monitorizezi pentru fiecare cuvânt încă 5 concurenți. Mai departe, analiza că vezi schimbările posibilor lui tale și mai departe poți să-ți faci un audit la nivel de landing page, vezi cum este optimizată pagina ta față de concurență. Deci am pus doar o parte. Poți să pun o întrebare? Da. Când faci comparația asta, poți să vezi la nivel de trafic, la nivel de conversie, ce face concurența ta? Noi nu ne legăm de landing-urile lor, de valoarea lor comercială, a produselor, de marketing din site
se pot trage astfel de concluzii. Dar dacă tu ai un iPhone și ești direct importator la 3000 de lei, concurentul tău care anchează locul 1 are la 3100, nu știu care face mai bine. Când nu ne legăm de valoarea lui comercială care ce. Sau ai un landing cross, sau nu ai produsul pe stop. Sunt foarte multe valoare în comerț. Nu ți-o știu. Dar se pot face schimbări. Dacă la tine se întâmplă treaba aia, posibil și la altă. Dacă produsul respectiv, nu ne legăm nici de cât bani faci pe o poziție. Ne legăm, noi punem foarte mare accent și pentru clienții noștri pe landing page, pe conținutul unui site. Deci aici am luat câteva magazine, o parte din ce analizăm pe fiecare, asta se face în timp real, după ce ți-a definit concurenții. Este la nivel de keywords? Da, da. Mai analizăm factorii social la nivel de URL, la nivel de site, de root domain. Și dacă pe viitor sau acum factorii de social au un impact asupra rankingului, asta puteți să vedeți noi. Noi arătăm ce se întâmplă. Trebuie la nivel de URL din site. Mai facem ceea ce ne deosebește de alte platforme, zic, impactul social media asupra site-ului. Momentan facem, luăm toate URL-urile din site-ul fixmele, care ar fi o chestie să leagă fiecare site. Pasăm și vedem fiecare link din site câte share-uri are. Pentru Facebook, Google+, Twitter, Pinterest și LinkedIn. Sunt ferm convins că nimeni din seara nu știe la nivel de URL ce se întâmplă. Ce este mai share-uit, pe care ți-a socială. Pentru că nu mai de unde știi. Fără aplicație, nu e că mai greu să iei care urmă în parte. Plus, mergând mai departe, poți să vezi ce decizii ei. Ce tip de produse sunt share-uite, pe care canale îl promovezi. Noi, testând la început aplicația, am văzut canale sau tip de produse care nu erau promovate pe Facebook. Și pentru clienții noștri, care promovându-le, am avut succes la vânzare. Am văzut descoperit că erau în zona fashion, promovate pe Pinterest, care clientul respectiv nu avea activitate acolo. Și lucrurile se întâmplă mai mult decât îți dai seama. Efectul social media asupra unui site, cum spuneam, ok, iar am plurat. Informațiile despre de genul vorbeam, arătăm la fel la 24 de ore modificările care intervin și se poate vedea acest landing page care are aceste informații din social share. Din trafic de social media a produs 359 de lei, respectiv 477. Deci nu luăm overall-ul pe pagină, overall-ul din social media. Că discutăm mai strict de social media. Și dacă promovați produse cu un număr mare de share, like, comentarii, ce mai găsiți acolo, pe canalele respective, vedeți ce se întâmplă. Sumele respective răscut din Analytics sau din... Sumele de aici? Da. Da. Din Analytics, trafic social, nu pe overall. Traficul social e împărțit în organic și plătit? Nu. E... Da, la volume mari de date, la pagini cu număr mare de fani, unde interacțiunea este mai mare, se poate vedea performanța unei postări pe Facebook sau, în general, pe Facebook, pe pagină sau oriunde. La fel am luat date, trebuie să dai acces la pagina de Facebook, îți arătăm mai multe informații din pagina respectivă și efectul direct asupra site-ului, asupra banul care generează. Postări normale, data respectivă, reach, informații genul ai și în Analytics. Mai departe sunt date din ai și în Analytics-ul din Facebook, mai departe sunt date preluate din Google Analytics. Există și detalierea în nivel de device? Momentan nu. Nivel de device din social media? Nu. Momentan. S-ar putea pe viitor, nu o să luăm conversele și depinde de ce clienți. Măsoară rezultatele corecte, îți arătăm orele de maxim impact de... Nu mai vezi. Audiență maximă pentru pagina ta. Pentru toată lumea se raportează în general la concurență. Sau studiază infografice, citesc pe bloguri, între orele respective mai bine să postezi. Sau în ziua respectivă, luni, marți, miercuri, 10, 11... Bullshit. Vezi ce se întâmplă exact la tine în site. Măsoară când este engagement, când sunt vânzări. Și cum testezi asta? Faci câte postare la
gen, faci mai multe postări și vezi când ai impactul maxim. Păi da, dar pe social e foarte importantă postarea în sine și mesajul postării în sine. Dacă apare la ora 4, ai nimerit-o foarte tare, nu mai e bullshit deloc. Pentru că la ora 4 și nu înseamnă neapărat... Vezi, per general, per general, nu? Oricum totul e foarte subiectiv, se întâmplă atunci. Dar pe general, analizați și posturile din istoric, adică da. În momentul în care îți dau acces la pagină, eu dacă am deja 5.000 de posturi, da, pute, da, 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 da. Adică noi am făcut un studiu, nu știu dacă ați urmărit blogul de la mine, Netflix, un studiu la bănci, parcă. Principalele bănci, principalele pagini ale băncilor, principalele bănci neapărat. Și am analizat, cred că, sute de pagini și altele și vedeam pe industria sănătate din aceeași categorie, pattern-ul. Între 9 și 9 jumate erau 7 postări la fiecare. Deci doar pattern-ul. Graficele, cred că sunt publice, sunt la fel, număr de postări, frecvență, absolut tot. E, nu e ok. Pentru că dacă tu ai un pattern cu concurentul tău, audiența 100% aveți 30-40 în comun, pentru că e normal, la care interacționează sau la care nu. Adică, cu ce ai, dacă el a făcut primul postarea, cu ce mai plus valoare vii tu. Și la fel ne interesează pe toți partea financiară. Da, e foarte drăguț să postezi, să ai like-uri, să vezi ce se întâmplă, dar partea financiară, după aia, doar pe toți. Da. Făcând segmente avansate, poți să vezi URL-ul respectiv, landing-ul din Google Analytics, dacă a primit trafic din organic și poți să vezi totodată revenue-ul pe pagină. Și noi, ăsta e la mea ce înșiria trebuie. Păi da, dar landing-ul ăla poate să primească trafic mai multe keyword. Da. Noi arătăm revenue-ul pe general. Spunem, băi, tu pentru cuvântul respectiv, tanchezi aici și pagina respectivă, adică dacă se vede, se vede. Nu spunem că pe cuvânt faci atâția bani. Pe pagina, da. Pagina respectivă. Sau dacă ai, vezi că ai ranchezi 3 cuvinte pe o pagină, ești în primul loc și nu faci nimic, la un bounce rate mare, mai exit mare, mai ai arătat să te stresezi, nu. Cum extrageți cuvintele pe care ranchează pagina respectivă? Facem noi, ranking. Facem noi. Cum definești cuvintele? Aia definești tu. Definești eu ca și client? Da. Eu spun care sunt cuvintele pe care cred că ar trebui să poziționeze pagina mea? Nu, tu îți monitorizezi cuvinte. Tu îți alegi cuvintele care e chei pe care vrei să monitorizezi în campania ta de SEO, da? Dar... cine face campania de SEO în situația asta? Nu, tu. Aici noi. Ok, noi. Dar, în general, dacă folosești o aplicație, tu îți definești cuvintele, listele de cuvinte, practic pe acele cuvinte. Deci nu se faci cuvintele din... No. Pe cuvintele care nu stabilești grau pe cuvintele X, Y, Z și astea sunt obiectul muncii. Păi da, adică... Da, spuneam aici în măsor efectul și ce se întâmplă. Și pe fiecare URL în parte îmi definez de 5 concurenți? Pe fiecare cuvânt. Cuvânt. Și dacă ai dat un cuvânt foarte important. Problema ta de business. Problema ta de SEO. Asta e SEO, adică îți măsoară efectul și ce se întâmplă rezultatele. La tine și la concurență. Dacă pe viitor să adăugăm și un plus orare la adăugarea de sugestii de cuvinte, rămâne dezvoltat. Da? Poate că vezi dacă tot ce ai gândit tu, în echipa ta și toate eforturile tale, sunt concrete sau nu, aduc valoare sau nu. Pentru că, da, e frumos să prinzi poziții bune, să vrei să fii locul 1 după iPhone, după laptop, după toate. Dacă ție nu-ți aduce bani, ca un client, cum mergi la magazin online. Am dus la chestii după un cuvânt important, dar am făcut testul cu AdWords pentru cuvântul laptop. Făceau bounce rate foarte mare. Magazinul respectiv vindea produse mai ieftine, dar laptopul nu.
N-avem nicio problemă. Dar după lungi campanii de remarketing și display așa mai departe, atunci a început să stea lumea. Eu poate o problemă de business de tras. Poți să fii poziționat, poate dar nu faci bani. Nu știu ce faci. Mai e proastă firma? Nu e proastă. Deci nu o să fiu ca business, că nu gestionezi ca